Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a făcut câteva precizări cu totul excepționale în legătură cu tezaurul României de la Moscova. România, acum mai bine de 100 de ani, a avut încredere în Rusia și a trimis acolo tezaurul. Din păcate, această încredere a fost crunt înșelată și de la terminarea primului război mondial, Rusia nu a vrut să ne mai dea tezaurul înapoi. Există o comisie mixtă care de ani și ani de zile se străduiește să aibă negocieri cu Kremlinul, cu Federația Rusă, toate sortite eșecului. Rusia pur și simplu nu mai vrea să ne dea această imensă avere înapoi. Așa se întâmplă când ai încredere în ruși. Apropo de tot ceea ce ați văzut zilele acestea și ceea ce ni s-a întâmplat în 50 de ani de comunism. Guvernatorul Băncii Naționale este destul de rar în public. Aș spune că poate prea rar pentru importanța funcției domniei sale. Dar atunci când o face. Ne dezvăluie câteva dintre elementele foarte interesante pe care le stăpânește foarte bine. Muguri Sărescu spune în felul următor: declarația sa este citată de Ager, prestezaurul Băncii Naționale a României rămâne singurul caz în care o rezervă de aur monetar este încredințată cu acte în regulă, că va fi returnată oricând la cererea proprietarului, iar obligațiile asumate nu au mai fost respectate, a declarat miercuri guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Tezaurul Băncii Naționale a României rămâne singurul caz în care o rezervă de aur monetar este încredințată cu acte în regulă și cu toate garanțiile depozitarului. Imperiul Rus că va fi returnată oricând la cererea proprietarului, pentru ca ulterior, într-adevăr și datorită istoriei, aceste obligații asumate conform tuturor normelor și cutumelor internaționale să nu mai fie respectate. A spus Muguri Sărescu în cuvântul de deschidere cu ocazia dezbaterii volumului Destinul Tezaurului României argumente din arhivele ruse. În acest context, guvernatorul BNR a făcut referire la modul în care s-a comportat Banca Națională a României cu Banca Centrală a Poloniei, România a depozitat aurul polonez la mănăstirea Tismana și l-a restituit prin 1948 în tocmai guvernului polonez, fără să avem niciun document, doar pe bază de încredere. Guvernatorul a prezentat pe scurt cronologia evenimentelor care constituie subiectul volumului menționat. El a spus că în 1916, în decembrie, 1738 de casete cu aur al băncii naționale. În valoare de 314.580.456,84 milioane de lei la vremea respectivă. Și două casete cu bijuteriile reginei Maria, în valoare declarată de 7 milioane lei au fost încărcate într-un tren cu destinația Moscova unde au fost depuse în tezaurul băncii de stat a Rusiei, aflat în sala armelor de la Kremlin. Valoarea întregului depozit făcut la Moscova, pe numele BNR, era de 321.580.456 de lei aur. În iulie 1917, a început pregătirea unui alt transport în care au fost incluse și valori ale casei de depuneri și consemnațiuni. O parte din documentele păstrate la arhivele statului, arhivele unor instituții publice și particulare, lucrări de artă și alte piese de valoare aparținând colecțiilor particulare, o doare mănăstirești, cărți rare, manuscrise, documente și colecțiile numismatice ale Academiei Române, ale Muzeului de Antichități valori ale unor mari bănci comerciale, respectiv acțiuni, obligațiuni, depozite ale clienților. În trei din cele 24 de vagoane pregătite au fost încărcate 188 de casete cu aur și alte valori ale băncii naționale. Valoarea declarată a celor 188 de casete era de 1 miliard 594.757.83 lei. Aurul efectiv era calculat la 574.523 de lei, arhiva la 500.000 de lei, iar restul reprezenta atenție, valoarea titlurilor, efectelor, depozitelor, cărților și a altor acte ale BNR evacuate împreună cu aurul. După acest ultim transport, cantitatea de aur depozitată la Moscova a ajuns la valoare de 315 milioane 154.980 de lei, fiind vorba, atenție, despre 91,5 tone de aur fin. Se afirmă foarte des că numai o decizie politică a Moscovei poate să rezolve această problemă, spune Muguri Sărescu. Dar reamintesc că un drept care nu este mereu afirmat, cade în uitare. A dezbate problema tezaurului evacuat la Moscova este o responsabilitate a tuturor instituțiilor care și-au pierdut averea în 1916 și 1917, dar și a istoricilor, care după 1990 au avut posibilitatea să se pronunțe indiferent de felul în care desfășurau demersurile din punct de vedere politic și diplomatic. Noi credem că trebuie să continue cercetarea și documentarea în arhive, fototeci și biblioteci. Volumul pe care îl propunem astăzi pentru dezbatere este o bună dovadă în acest sens, a spus Muguri Sărescu. Și el a menționat că primul domeniu de acțiune al BNR în acest caz a fost legat de lucrările Comisiei Româno-Ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv problema tezaurului României depus la Moscova în timpul Primului Război Mondial. În al doilea, un al doilea domeniu de acțiune al BNR a fost cercetarea și valorificarea fondului arhivistic al instituției. Un al treilea domeniu de acțiune a fost constituit de eforturile de clarificare a unor aspecte controversate, iar al patrulea domeniu de acțiune al BNR a fost răspunsul la obsedanta întrebare de ce a fost evacuat tezaurul și de ce la Moscova. Guvernatorul BNR a spus că problema tezaurului românesc declarat sequestrat de autoritățile ruse, sine die în Rusia, rămâne astăzi la fel de actuală ca acum un secol. Avem așadar o avere imensă pe care Rusia ne-a furat-o, și Muguri Sărescu ne spune că datoria noastră este să luptăm în fiecare zi, să ne recuperăm această imensă avere pe care au avut-o toți românii și care ne-a fost pur și simplu...